catalogată ca fiind periculoasă pentru tensiunea arterială și potențial cancerigenă, cafeaua primește o reabilitare științifică. Noile studii arată exact contrariul. Poate avea un efect protector în cazul anumitor boli. Machiato turcească, scurtă, lungă, americană, îndulcită sau neîndulcită. Când vine vorba de cafea, fiecare are propriile preferințe, dar când vine vorba de studii științifice, nu există nicio îndoială. Cea mai bună cafea este cafeaua pură, amară, chiar și cea decofeinizată. Volumul cercetărilor din ultimii 5 ani, inclusiv studiile clinice, recenziile și meta-analizele, s-a apropiat de o mie, dar interesul științei pentru cafea este de lungă durată, iar rezultatele au trecut de la cele negative la cele net pozitive. Este suficient să spunem că în anii 1990, Agenția Internațională pentru Cercetarea în Domeniul Cancerului a plasat-o în categoria substanțelor potențial cancerigene, în timp ce în anul 2016, după ce a analizat peste 1000 de studii, a retrogradat-o concluzionând că nu există dovezi că un consum de expreso este asociat cu cancerul. Ba chiar, pentru unele tipuri de cancer, cafeaua este chiar protectoare. Unul dintre cele mai recente studii realizat la Universitatea Bolonia și la Spitalul Universitar Policlinico Sant Orsola din același oraș arată că spre deosebire de ceea ce se crede, cafeaua nu afectează negativ tensiunea arterială, ci poate contribui la menținerea ei la un nivel scăzut. Pentru a demonstra acest lucru a fost luat în considerare un eșantion de 720 de bărbați și 783 de femei, studiul epidemiologic cu cea mai lungă istorie din Europa, care a început în anul 1972 în România. Rezultatele nu înlătură minimum de atenție care trebuie avut în cazul persoanelor hipersensibile la cofeină, care răspund cu o ușoară tahicardie sau cu o creștere a tensiunii arteriale, chiar dacă temporară. Fiecare persoană care are o predispoziție genetică de a metaboliza mai mult sau mai puțin rapid această substanță și acesta este motivul pentru care cu aceeași doză există persoane care pot bea cafea înainte de a merge la culcare și altele care dacă o beau de la începutul după amiezii nu vor închide un ochi seara, subliniază specialiștii din Bolonia. Relatează click.ro